Astăzi vreau să arunc o privire la cum investesc cei 1%. Și când zic cei 1%, mă refer la faptul că sub 1% din oamenii de pe pământul ăsta dețin peste 90% din activele de pe pământul ăsta. Adică lucruri care formează avere personală și care se apreciază în timp, exprimat în banii pe care îi folosim în ziua de azi, de exemplu dolari, lei, euro, etc. Pentru că de când am intrat în spațiul ăsta de investiții, a trebuit să învăț exact cum se fac banii. Nu contează că investești în imobiliare, în aur și argint, în petrol și gaze sau în cripto, trebuie să înveți exact cum investesc ăștia bogați. Dar ca să înțelegem neapărat chestia asta, o să dezbatem un concept care se numește Monetary Premium. Și m-am urdărit de nemol la gură. Continuăm. Explicat foarte, foarte simplist ca început de clip și după aia mergem în dezbatere mult mai în adâncuri, în străfunduri, în anale. Monetary Premium este, de exemplu, prețul pe care eu, ca sărac, trebuie să-l plătesc pentru un apartament supraevaluat, pentru că ăștia bogați ori au cumpărat tot ce înseamnă terenuri, tot ce înseamnă blocuri sau au dat drumul la indici, cum ar fi un REIT, care înseamnă Real Estate Investment Trust. Este un fel de indice bursier, cum este indicele S&P, care conține 500 de companii valoroase, care se tot schimbă ca să performeze din ce în ce mai bine și indicele să crească. La fel cum sunt și MBS-urile din SUA, Mortgage Backed Securities. Sunt niște chestii fancy, dezvoltate de niște oameni puțin mai inteligenți, care și-au dat seama că pot face bani cu activele care ne trebuie practic nouă săracilor să trăim, să avem un acoperiș deasupra capului. Și putem să facem o ecuație rapidă pentru Monetary Premium, cât mă costă pe mine să cumpăr terenul și să-mi fac casa, cu tot cu mână de lucru, versus cât mă costă să cumpăr casa asta gata făcută. Și da, o să folosim tableta pentru asta. Hai să zicem că terenul costă 20.000 de euro. Apoi materiale de construcții mă mai costă încă 50.000 de euro. Poate fac undeva mai la țară, să zicem, da? Apoi mâna de lucru mai costă și ea 20.000 de euro. Că poate știu să fac și eu chestii și am un unchi care mă ajută și astfel casa asta mă costă pe mine în total 90.000 de euro. Cu etaj, 4 camere, am și living mare, am și două băi jos, am și un mini gărăjel. Nimic fancy, realizabil 90.000 de euro. Versus dacă am casa asta gata de cumpărat, 6 ani mai târziu, în timp ce avem o inflație de peste 5% pe an și mă costă acum 190.000 de euro pentru că a trecut și o pandemie, s-au printat și o grămadă de bani și practic ăsta este premiumul monetar pe care eu trebuie să-l plătesc. 100.000 de euro peste. Și hai să vedem acum cum s-ar traduce un monetary premium de ăsta pentru alte active, pentru alte clase de asset-uri. Și am pus aici, de exemplu, am pus aur. N-am pus aur, argint, cupru și alte chestii, da? Și avem așa. Pe axul Y, da, ca la școală, avem trilioane de dolari, în asta exprimăm, și aici avem asset-urile, da? Am pus așa, aur, real estate, bonds, petrol, bitcoin, da, care e foarte, foarte micuț, și mai departe am pus bursă, da, și aici am pus număr de trilioane. Ei, de ce am ajuns cu aur, de exemplu, la un trilion de dolari, da? Deci la capitalizare de un trilion de dolari. Pentru că aurul este folosit în industrie doar în procent de 11%. Restul de 89% este monetary premium și are o capitalizare în total de vreo 13 trilioane. Deci undeva la a 10-a parte, da, din capitalizarea aurului este ca valoare utilă, este folosit cu adevărat versus este stocat de oameni care l-au folosit în locul banilor. La fel și la real estate, da? Suntem undeva la 300 și ceva de trilioane la nivel mondial. Exact ca și calculul de mai devreme cu casa, ne costă mai puțin să facem o casă în momentul ăsta, ne costă mult mai mult un monetary premium din ăsta pentru că în același timp, da, avem aici bănci centrale, se printează bani în piață, constant, anual. Și monetary premium ăsta crește câte puțin. La bonds, de exemplu, suntem undeva la 130 de trilioane. De ce? Pentru că guvernele oferă un yield, un randament, da? Așa că alte state, alte bănci centrale inclusiv, se duc și cumpără titlurile astea de stat pentru că știu că guvernele întotdeauna o să printeze prin băncile centrale mai multe titluri de stat în continuare care oferă un randament, câteodată mai mic, câteodată mai mare. Și astfel crește și piața asta. Însă valoarea utilitară este mult, mult mai joasă. La fel ca și petrol și gaze. Nu știu exact cât este aici. O să punem doar așa estimativ, da? Habar n-am cât este. La Bitcoin la fel. Când suntem într-un bull market, de exemplu cum am fost anterior în 2021 și Bitcoin a ajuns la 69.000, valoarea de producție pe Bitcoin era undeva la 35.000 sau 40.000 de dolari. Atâta costa să produci un Bitcoin, da? Restul era monetary premium pentru cei care aveau nevoie de Bitcoin. Dacă în momentul ăsta te uiți la cât costă un Bitcoin în pesos argentinieni, este la un nou all-time high. La fel și în alte valute de astea naționale, în anumite state unde inflația este majoră, oamenii trebuie să plătească un premium ca să obțină Bitcoin. De ce vor să obțină Bitcoin? Pentru că nu își pierde valoarea
cum o fac monedele, din contră. La fel avem și stocks, dacă nu mă știu, suntem la sub 90 de trilioane și aici vorbesc de bursele din America, da? Restul, valoare utilitară. Dacă te uiți la Apple în momentul ăsta, cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, 3 trilioane de dolari. Atât valorează o companie care produce telefoane? Că dacă stai să te gândești, Volkswagen are o capitalizare de sub 100 de miliarde și a vândut tone de mașini, deci ca valoare utilitară suntem mult mai jos. Restul plătim un monetary premium, adică acest, da? Astea sunt. Asta fac bogații de când lumea și pământul. Creează asset-uri de genul ăsta, le inflaționează valoarea. De ce? Pentru că băncile centrale întotdeauna printează mai mulți bani. Deci nu există ca inflația să scadă cu adevărat. Inflația este un eveniment irreversibil. Din momentul ce s-au printat bani pe piață, nu se mai retrag. Există contracții în teorie, dacă te uiți pe masa monetară de la orice bancă națională, dacă te uiți inclusiv la BNR, scrie BNR masa monetară și o să vezi că se mărește constant în fiecare an. Și astfel, intrând mai multe valute din astea în circulație, premiumul ăsta de care tot vorbim este pompat la cer și nu se oprește. Însă, lăsând la o parte asta, ce putem face noi în momentul ăsta? Pentru că unii dintre noi avem salarii foarte mici și o să zic exact ce făceam eu când aveam un salariu foarte mic. Și anume, 1800 de lei, nu de euro, până să trec la 2500, hai să nu zic euro, că nu erau euro, de dolari, pe care îi luam la 2 săptămâni lucrate și 2 săptămâni stăteam acasă. Lucram pe mare atunci, da? Asta primeam anterior până să trec aici. Dar ce făceam în timpul ăsta, da? În primul și în primul rând trebuie să avem odată o linie de venit principală. Sau mai multe. 2, 3, da? Deci asta e linia de venit principală. De aici, care poate fi o sumă, să zicem că e 1800 de lei. De aici avem odată partea de cheltuieli, care este cu minus, și partea de surplus, da? Care, na, îi spune și numele, trebuie să fie cu plus. Așa ar trebui. Cum poți să faci din 1800 de lei ăștia să rămâi cu ceva? Că multă lume zice, n-are cum, am făcut chestia asta. Cum am făcut chestia asta? Tu, de exemplu, poate ai altă situație. Poate stai cu ai tăi și nu plătești chirie. Poate nu prea plătești mâncare. Salvezi niște bani într-o parte. Eu ce am făcut în perioada asta când aveam salariul ăsta era să stau cu încă doi colegi de apartament și făceam cu schimb care mai doarme în living pe canapea din când în când. Da? În același timp, toate bonurile de masă le puneam la comun și ne ajungeau o lună întreagă să mâncăm acasă. Mai mâncam și în deplasare, da, câte un meniu zilei, dar în principiu mâncam foarte mult acasă. De aici, de exemplu, din salariul principal, din linia de venit principală, plăteam undeva la 360 de lei chiria și utilitățile de căciulă. Da, era ieftin și preferam să trăim ieftin. La fel, bunurile de masă plăteau pentru majoritatea consumației de mâncare, da? Și ce mai aveam aici? Alte cheltuieli. Se adună. Ideea era să rămânem cu ceva. În prima lună, sincer, n-am rămas cu mulți bani, pentru că nu știam cum să fac asta din ce în ce mai bine. Am avut 100 de lei în plus. În a doua lună, de exemplu, am mai pus încă 500 de lei. În a treia lună, doar 300 de lei. Că n-ai cum să pui mereu la fel, mai apar neprevăzute. Ideea e să ai ceva lunar în plus. Și tot așa, în fiecare lună, să rămâi cu ceva, ca mai apoi, bula asta de surplus, să te duci cu ea mai departe și să o cheltuiești. Dar mare atenție, cheltuielile astea, de bază, trebuie să fie cât mai jos posibil. Cheltuielile de supraviețuire, da? Și să încerci să pui cât mai mult surplus deoparte. Nu contează ce salariu ai, se poate. Poți să lucrezi aici la cheltuieli, să le reduci. Nu poți să stai cu ai tăi, că totuși ești mare și nu știu, ai făcut sacrificii destul și trebuie să stai pe picioarele tale. Găsește-ți coleg sau colegă de apartament sau colegi. Faci un sacrificiu, n-ai încotro. Mănâncă mai ieftin, pentru că poți să faci și chestia asta cu mâncare ieftină și să mănânci sănătos. N-ai bani de sală, poți să faci sport acasă sau să ieși în natură să faci sport. Adică să se găsesc o grămadă de modalități să rămâi cu surplus aici. Ca mai departe surplusul ăsta să meargă odată în skill. Și ca să poți să formezi skill, trebuie să investești banii ăștia în cursuri, în seminarii, în webinarii, în tot ce poți să afli de la oameni, ca și informații structurate, pentru că auzim peste tot. Informațiile sunt gratis pe internet. Problema este că nu ai destul timp să le cauți pe toate și să le organizezi. Banii ăștia pe care îi pui deoparte, asta trebuie să-ți cumpere. Acces la informații structurate care îți salvează timp. Trebuie să te miști repede. Cu informațiile astea dobândite, mergi și le execuți. Nu le ții în capul tău pur și simplu fără să faci nimic cu ele. Astfel, practic, o să-ți antrenezi skill-ul, da? Informații bune și valoroase plus execuție. Asta formează skill-ul. Și mai departe, după ce skill-ul ăsta o să înceapă să-ți pluseze la liniile de venit, da? Surplusul ăsta se va mări constant. Și apoi o să poți să treci și la partea asta de investiții în asset-uri sau active. N-ai cum să faci altfel. Eu aici asta făceam. Banii ăștia pe care am reușit să-i pun deoparte, undeva la aproape 100 de milioane se făcuseră la un moment dat, i-am investit în cursuri. Cursuri în petrol și gaze. Da, și dacă te iei după oamenii care spun că cursurile sunt fake și scam, sunt făcute doar de oameni ca să-ți ia banii, îmi pare rău, n-am altă soluție pentru tine. Știu ce m-a ajutat, știu ce a ajutat și pe alții, ai nevoie de informații structurate și valoroase pentru că nu ai timp să mergi prin toate informațiile gratis de pe internet. Ăsta e adevărul. A, poți să faci și asta în paralel. Dar dacă ai obținut o informație de valoare de la
la cineva, poți să mergi după aia să documentezi foarte ușor pe internet versus să cauți un amalgam de informații și de fapt nici măcar nu știi ce cauți. Da, în timpul ăsta mi-am făcut niște cursuri de IVCF pentru Bossiet, așa se numeau astea. Avem nevoie neapărat de ele ca să pot să mă duc de la 1800 de lei, da, și puteam să salvez la 2500 salarii. Atât luam după aia pe platformă petrolieră. Era risc mai mare, era muncă mult mai multă, dar aveam nevoie de niște cursuri ca să pot să plec acolo, altfel nu te băga nimeni în seamă. Ca să revin la partea asta aici, da? Bogați așa ajung bogați. Ori dau drumul la asset-uri, inventează asset-uri, dezvoltă asset-uri, că și business-ul, de exemplu, este un asset, că investești bani în el și ajunge să valoreze mai mult. Ori ai cumpărat 7 apartamente care s-au apreciat în timp. Ideea este să faci ceva cu banii ăștia care sprintați, pe care îi obții, pe care îi pui deoparte și să cumperi înainte ca premiumul ăsta să fie cerut în viitor de cei care au nevoie cu adevărat de asset-urile astea. Și de sfârșit de clip, vreau să te las cu părerea mea cea mai bună investiție pe care poți să o faci din 2023. Și dacă nu mă urmărești de ceva timp, cred că nu o știi, dar dacă mă urmărești, probabil că o știi. Și anume este Bitcoin. Fără drept de apel, orice ar spune oricine. Pentru că încă o dată, la investiția în asset-urile astea, la investiția în skill-uri și la chestiile astea pe bază de 300 de lei, 100 de lei lunar, faptul că mănânci ieftin și tot surplusul ăsta pe care îl ai și îți rămâne, se întâmplă doar datorită faptului că ai învățat să folosești matematică și nu te uiți în gura oamenilor. La fel este și la Bitcoin. Despre Bitcoin se zice o grămadă de chestii, dar dacă ți-ai făcut calculele matematice, ai văzut și care este performanța în ultimul deceniu. De exemplu, Bitcoin versus Apple. Bitcoin a performat mai bine decât orice alt asset în ultimul deceniu și va continua să o facă. De ce? Pentru că Bitcoin a început să fure monetary premium de la alte asset-uri foarte, foarte masive, în același timp în care și băncile centrale pompează bani încă o dată în economie, constant. Deci, odată se apreciază pentru că are o rezervă finită versus banii pe care noi îi folosim, valutele din ziua de azi, și apoi cele 9 milioane, cred că, de procente în apreciere pe care le-a obținut de la incepție, fix din asta au venit, da? Din efectul ăsta compus și de la băncile centrale, dar și de la monetary premium. De fapt, aici ar trebui un înmulțit, mai probabil. Asta dă valoarea Bitcoin și performanța asta masivă pe care a avut-o și o va avea în continuare. De ce? Pentru că este mult mai portabil, mult mai scalabil, oricine poate să-l cumpere, de exemplu, versus un zimbabuean sau un argentinian care nu pot niciunul dintre ei să cumpere S&P-ul. Și te mai las cu o chestie, că poate nu o crezi pe asta, deși matematic este destul de clar, poți să verifici chartul SPX versus gold, adică indicele S&P în termen de aur. Aurul n-a mai făcut un all-time high în termen de S&P din anii 70-80. De ce? Pentru că S&P-ul a avut partea de scalabilitate, portabilitate și adaptare. Indicele S&P a performat mai bine decât aurul pentru că este ca o mașinărie care se adaptează. Dacă 17 companii nu mai performează bine, sunt schimbate cu alte 17 pentru că au fost documentate corect și s-a observat potențial de creștere. Asta îi dă practic S&P-ului scarcity, ceea ce are și aurul, doar că versus aur, S&P-ul a performat mult mai bine. De 50 de ani, ăsta este parcursul Bitcoin, încă de la incepție și suntem în anul numărul 14 de-abia. În următorii 50 de ani văd exact același lucru. Bitcoin să performeze mult mai bine decât orice alt asset de pe lumea asta. De ce? Încă o dată, pentru că mă întorc la monetary premium ăsta, în același timp în care băncile centrale aruncă cu bani în societate. Ce poți să cumperi astăzi? Cât de repede poți să-l cumperi? Cât de repede poți să-l portezi? Cât de repede poți să-l vinzi? Pentru asta avem și partea de volatilitate. N-ai ce să faci. Vine la pachet până când depășim, de exemplu, 10 trilioane market cap, la Bitcoin 20, 30. Însă dacă ne uităm în ziua de azi, și S&P-ul are o volatilitate foarte, foarte mare. Am văzut-o în pandemie. Am văzut-o în 2022. O să vedem în continuare părerea mea și în 2024. La fel ca și la Bitcoin. Dacă nu poți să duci volatilitatea asta, mai ales în deceniul în care am intrat acum, care oricum se observă și la S&P, care are o capitalizare de 36 de trilioane versus 500 de miliarde la Bitcoin, de 70 de ori mai mare. Avem monetary premium de mâncat acolo de ne doare gura de la ta engleză. La asta mă uit de ceva timp, asta am observat că fac investitorii smart și de asta vezi în continuu că apar moguli din spațiul investițional, de exemplu BlackRock, de exemplu Vanguard, de exemplu Fidelity și tot felul de alte firme de investiții, plus state, plus guverne, inclusiv bănci centrale. Să nu mai zic de companii, corporații gen Tesla, MicroStrategy, plus vreo 20 de mineri Bitcoin care au devenit companii publice și ei, și trendul este crescător, chiar dacă este un bear market. Acum. Eu nu zic că cei 1% investesc doar în Bitcoin, zic că cei 1% deja au expunere în Bitcoin. Și din păcate sau din fericire pentru noi, încă nu au înțeles adevărata valoarea Bitcoin. Sau poate au înțeles-o, dar încă nu le permite legislația să-l cumpere cu adevărat. Încă stăm și așteptăm după un spot ETF. Chestiile astea de reglementare pot să dureze 3, 4, 5 ani. Tocmai de-aia companiile n-au putut să-l cumpere până în 2020, de exemplu. Ceea ce nouă ne dă un avantaj enorm. Asta face Bitcoin. Întoarce piramida asta de 1% și o pune de desubt. Noi putem să cumpărăm primii. Și ghiște,
am cumpărat. Cam atât pentru azi, așa m-am pregătit pentru următorul deceniu. În investiții, nu imobiliare, nu aur, nu petrol și gaze, nu titluri de stat, nu nimic altceva decât Bitcoin în primul rând. Mare atenție, investiții. Pentru că la capitolul speculații, ok, suntem și în școine. Dar cu un procent mult mai mic din banii pe care îi avem. Pentru că încă o dată, mare parte din bani la început trebuie să investim în noi, ca să căpătăm cunoștințe mai multe, și abia după aia să investim în asset-uri. Pe primul loc, asset-uri pe termen lung. Mai apoi, cu pirmituri din banii ăștia, mergem și în speculații. Cam atât pe azi, ne vedem la